Revenire în forță, Silviu Munteanu și prietenii săi, prima emisiune pe acest an. Suntem pe 103 cu 4, suntem live pe Facebook, suntem live pe YouTube, pe canalul 13 TV, unde vă aștept cu, cum spunea Lenin, subscribe, subscribe și iar subscribe, Uh, mai suntem și pe Instagram, tot 13 trebuie, trebuie să căutați acolo și dacă dați un Silviu Munteanu și prietenii săi pe Twitter, suntem și pe Twitter. Pompom pom, sânge în uh, instalații. Doamna Antoneta bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Hai să vorbim un pic despre ce vă ocupați. Păi sunt un donator, un... Vampir ascuns așa în, în ultimii aproape 20 de ani. Vorbim despre sânge. Astăzi este foarte important pentru, este. pentru noi, pentru tot ceea ce facem de dimineață până seara. Mă uitam acum ceva vreme la un film al lui Jim Jarmusch se numea Only Lovers Left Alive, se numește, și acolo erau doi, povestea de amor, cumva, a doi vampiri, care la un, la un moment dat mâncau niște, se hrăneau cu niște, un soi de înghețată de, făcută din sânge. Ca să citesc, pormă pe net, că aceste batoane, de fapt, au existat în Rusia și cel mai adesea le consumau copiii pentru că așa și uh, reglau, uh, cum îi zicea, anemia. Și erau făcute, mă rog, tot soiul de produse chimice, plus uh, niște sânge de, de vacă era acolo și se numeau uh, hematom. Chiar așa se numeau. <sus> râdem noi râdem, dar povestea cu sângele folosit ca hrană, dincolo de această invazie a filmelor cu vampiri este o poveste tristă. Copiii care au fost... România a avut o faimă foarte tristă după 90 de țara cu cel mai mare număr de copii infectați HIV. Știți? Da, copii. începutul anilor în 90. Da. Ei, toată povestea a venit din sânge. Pentru că un eu, un personaj din Ministerul Sănătății, în perioada respectivă, a decis că hrana este scumpă, dar sângele era ieftin pe vremea aia, așa că s-a decis ca în orfelinate copiii să fie, să primească microtransfuzii de sânge. O chestie gândită cu picioarele, pentru că o transfuzie de sânge este o procedură relativ invazivă, adică bagi un ac într-un copil, E mai mare daraua ca o caua. Iar ei s-au gândit ca dintr-o pungă de sânge, de exemplu, să transfuzeze doi sau trei copii, să le ridice hemoglobina, în loc să le dea mâncarea, care ar fi făcut același lucru. Da? Știți bine cum era în perioada respectivă, când mâncarea nu se găsea și cea care se găsea era furată prin orfelinate. Așa încât, dintr-o pungă de sânge, probabil infectată, au fost transfuzate și câțiva copii. La prima vaccinare, care s-a făcut, bineînțeles, cu același ac, tot pentru economia cu care ne obișnuise respectivul președinte, virusul s-a transmis de la un copil la altul. Au ajuns orfelinate întregi să fie contaminate HIV. Deci, cu același povesti... ac se făcea atunci. Da, sigur. Cred că și eu la școala generală am făcut niște vaccinuri da, da. Cu acela, așa, 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 așa. Slavă Domnului, am scăpat. Uh, mă uit adesea da, ca tot omul consumator de social media și uh, din când în când în, în, în feed-ul meu de Facebook mai, mai apare cât un caz care solicită acum uh, o donare de sânge, cu grupă exactă sau cu donare de sânge punct. Pentru că întotdeauna există această eternă problemă a lipsei de sânge în, în spitale. Care este fix situația la ora actuală în România? Uh, situația nu este, este departe de a fi roz. Adică România nu este autosuficientă pe sânge. Autosuficient pe sânge înseamnă să poți să-ți acoperi nevoia de sânge. Noi suntem la faza la care acoperim urgențele dar cineva care are o operație programată, adică nu moare astăzi, dacă nu l-ai pus pe masa de operație, de regulă așteaptă. Așteaptă și mobilizează familia, familia cheamă prietenii și așa mai departe. Asta înseamnă că România nu este uh, practic acoperită. Nevoia de sânge a României nu este acoperită. Nu este autosuficientă pe sânge, așa cum sunt aproape toate țările europene. Nu mai vorbesc de alte țări. Deci, orice țară uh, trebuie să își rezolve singură această problemă. În caz de uh, calamități, cu tremur, inundație sau așa... Trebuie să ai o rezervă strategică. Nu. În caz de calamitate majoră, există posibilitatea ca anumite țări care la toate Testele au dovedit că donatorilor sunt deasupra, practic, oricăror ă, știu eu bănuiel de a fi bolnavi, adică au o populație de donatori 100% curată. Acele țări sunt calificate să-ți dea ție ajutor prin Crucea Roșie de sânge, de exemplu, Elveția. Elveția poate să trimită sânge, dar la un caz de calamitate mare, să ne dorim să nu fie cazul. În rest, fiecare țară trebuie să fie autosuficientă pe sânge. Mă uitam la o statistică <coughs> da, și aveam o comparație cu Ungaria. Ok? Ungaria, la o populație de, hai să zicem, 9 milioane, parcă sunt acum, au un 4% donatori Donator de sânge de din populație. Da. Noi, la cât mai suntem, Dumnezeu știe, 19 să fac, milioane. Să, să vă fac înainte o trecere și prin alte țări, numai prin Ungaria. România are 1,7. Da. Germania are 7% donatori, Franța cam 6% donatori. Danemarca 9% donatori, Elveția 9% sau 10% donatori, Scoția 9% donatori, Anglia 8% donatori. Acestea sunt cifre uh, normale pentru o țară. Iar noi nu ne acoperim decât urgențele. De ce? Pot să vă spun de ce? Păi da, e important să știm problemele, cauzele pentru că care. În toate aceste țări. De în primul problema... rând, bănuiesc, scuze că vă da. întreb, că nu este o educație în acest sens. Da, dar educația nu se naște nimeni cu ea, așa ca zeița Palasatena din capul lui Zeus gata în armată și gata educat. Un copil se naște cum se naște într o familie oarecare care îi dă sau nu îi dă o educație. Și familia respectivă poate să îi dea o educație, dar nu despre asta. Dacă nu este învățată, să o facă. Deci Educația se face în timp și se face cu bani și se face cu un interes și se face de către niște uh, uh, organisme, nu se face singură. În orice țară civilizată de problema donării se ocupă crucea roșie a cărui statut spune ca prim aliniat promovarea donării benevole de sânge. Peste tot în lume în afară de România, unde Crucea Roșie nu se ocupă de chestia asta, dar deloc. Am avut nenumărate întâlniri cu ei. Nu vor, au făcut o singură dată un pliant în care un copil ținea un mănui de flori galbene în mână. Mie mi se părea că e de plafar mai degrabă pliantul ăla. Atât. În rest, n-au făcut nimic în atâția ani de zile și au și fonduri pentru chestia asta. Dar există acest sistem în spitale, bănuiesc. Adică trebuie cumva să, să existe o, o rezervă strategică pentru, pentru fiecare Mai, caz în parte. Hai să o... zicem, nu avem o calamitate și nu avem un, un caz cum... Stai să zicem, a fost colectiv. Avem mici cazuri izolate care necesită, care necesită sânge. De ce niciodată nu se găsește? Pentru că nu este. Pentru că sângele care se strânge, să zicem, astăzi, este imediat cerut de cele 50 și ceva de spitale din București. Sunt 50 și ceva de spitale numai în București. Numai în București. gândiți-vă că uh, Bucureștiul este cel mai mare consumator de sânge. Un transplant, de exemplu, pa, poate să necesite și 20 și 30 de pungi de sânge pentru un transplant. Uh. O operație de inimă solicită 4-5 pungi de sânge. Asta Sângă... și pentru că București, mă București rog, beneficiază sigur. de p p mai multe specializări și majoritatea din țară pentru niște operații dacă, mai complicate vin aici. Sigur da. Că, că da. Dacă vrei să faci o operație pe cor deschis, te duci la Târgu Mureș sau la București. Nu o să te duci la Vaslui. Nu? De asta, practic, în București se consumă sânge cel mai mult, iar din punct de vedere al populației, din păcate... Avem o populație amestecată și cu identitate pierdută. Într-un oraș cum e Sibiu, să spunem, dacă se întâmplă un accident, populația se mobilizează imediat. Pe omul ăla îl cunoaște cineva. Are sora, are frate, sora are vecini pe stradă. Oamenii se adună și se ajută. Colectivitatea, în momentul ăla, își pune cuvântul. Dar în București ești pierdut, ești anonim și nu te simți dator. Spiritul cetățenesc lipsește cu totul. Iar spiritul cetățenesc e o chestie care se educă în timp, de către cine? De către, cum am zis, Crucea Roșie, de către Biserică. Am văzut în Italia cum duminica de la slujbă se iese și parohul se, uită, se urcă în automoteca, automoteca este um, un, un fel de biblio, un, un autobuz foarte mare, parcat în fața bisericii și după el urcă toți oriașii și oriașii se duc să sânge. și se duc și donează cu, cu, cu parohul ca, ca prim exemplu. Uh... Deci, um, am zis da, biserica catolică întotdeauna este mai uh, aplecată către partea socială, am zis eu. Am văzut în Grecia, Biserica Ortodoxă, cât de bine organizată este pe donarea de sânge. Numai la la noi noi zi... am văzut uh, au fost uh, nu știu cât de eficiente, asta dumneavoastră, ce să-mi spuneți, au fost niște campanii. Uh, pe colegii de la Rock FM au O campanie sau au avut o foarte serioasă de donat sânge. DJ a avut uh, ceva în acest sens. Cât de eficiente au fost sau uh, avem o statistică. Cât litri de sânge s au, au venit da, în plus avem, față de ce era? Avem o statistică, putem, dar probabil că acea campanie a fost o chestie strict punctuală. S-a da? făcut în 14 iunie ziua mondială a donatorului și cu asta basta, s-a terminat. Ori, pentru a schimba ceva în, în, în mentalul colectiv, trebuie făcută o chestie de lungă respirație. Trebuie făcută educație începând de la primele clase. Trebuie făcute campanii începând de la copilul de clasa 1 care trebuie să înțeleagă că donarea de sânge e un lucru bun. Și mergi cu el așa, cu această idee băgată în cap, prin cărticele, eu am făcut cărticele de genul ăsta pentru clasa 1, am făcut pentru clasa 2, am făcut pentru clasa 5, am făcut pentru elevii de liceu o campanie care a avut succes. Să știți că uh, am avut o... O deschidere extraordinară. De la ce vârstă pot să donez sânge? După 18 ani. Deci de la 18 ani rezistență? până la 65, parcă. Da. Cea okay. mai mare rezistență în campania, de exemplu, pe studenți, nu o aveam din partea elevilor, o aveam din partea profesorilor, care începeau să tipe în momentul în care mergeam la liceul lor și ziceam, uitați, în cadrul orei de dirigenție pot să am 20 de minute să le spun copiilor, voi de mine, dar vreți să le luați sânge de. Nu, doamnă, nu le iau sânge. Legea e foarte clară. După 18 ani, vreau să-i pregătesc că peste un an sau doi sunt studenți și dacă le bate un vecin în ușă și le zice, domnule, mi-a fost lovită nevasta pe parcare, pe lângă parcare de o mașină sau așa, e la spital, ajută-mă, donează sânge, să nu se sperie. Cum să sperie românul? Vai de mine! Cum să donez? Oare nu mor? Nu mori dacă donezi. Nu pățești nimic. Uh... Eu am o prietenă foarte bună care donează sânge regulat, eu recunosc că n-am făcut-o niciodată până acum, dar n-am făcut-o niciodată pentru că am auzit tot soiul de explicații, dar din gura prietenilor. Ok, în primul rând am tatuaje și știu că dacă am tatuaje mi s-a spus, băi nu e o chestie să, să donez sânge, uh, mai beau un pahar de vin seara, poate trei, lumea locuiește în București, București este un oraș din cel ce e mai cosmopolit, să nu ne ascundem după deget, mai ales generația tânără mai fumează din când în când cât un joint, să consumă industrial în București. E, știind toate aceste lucruri, cum te duci să donezi sânge? Liniștit și cu fruntea sus. Se fac analize pentru toate tipurile de virusuri, adică pentru hepatite, pentru trei feluri de hepatite A, B sau C, pentru HIV și pentru sifilis. Deci, dacă cineva este contaminat cu vreuna dintre aceste boli, află când a donat sânge, află în momentul în care a donat și după aia îi se spune rezultatul și ce poate să facă pentru, ce tratament trebuie să urmeze. Sigur că există un interval de timp. Deci, practic, dacă donezi sânge, afli și rezultatul. Cu unor partea bună a lucrurilor. Practic, în 5 minute, că atâta durează o donare efectivă. 5 minute, stai cu mâna întinsă, să curgă 450 de ml de sânge. Și stai întins pe un pat rabatabil, nu ți se face rău, ai un televizor în față momentul în care știu eu, ai intră acu, nu simți nimica pentru că ți se dă înainte un dezinfectant care are și un ușor anestezic. Adică nu simți înțepătura aia, nu mori, nu se întâmplă nimic. Nu am nicio problemă cu, Așa, cu, cu, cu acu, acu. acu, am o problemă când pleznește pielea, când aud că pleznește cum plis. Nu se aude, e muzică și asistentele <tus> sunt foarte drăguțe. Așa că există însă un interval de seroconversie sau, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, de incubație a unor virusuri. Astfel, virusul de sifilis se vede imediat, dacă l-ai luat alaltăieri, îți iese la analiză, dar uh, HIV-ul nu se vede imediat. Deci tu l-ai luat și poți să mergi cu el așa vreo șase săptămâni până când să vedem noi o schimbare în formula de sânge. Drept care, înainte de donare, Ți se dă frumos o, un formular, un chestionar, în care ești întrebat Domnule, ai făcut, știu eu, ți-ai făcut un tatuaj de curând. Așadar, tatuajul este numai un uh, cum să vă spun, un, uh, o metodă de, sau, știu eu, o, o eliminare din cadrul donatorilor temporară. La fel și paharul de vin. Da, 48 de Uh, ore, vinul există în organism. Bun, Cis? și dacă mi-am făcut un tatuaj și vreau să donez sânge, săptămâni șase săptămâni. Am și spuneți acolo, mm -hmm. l-am făcut acum șase săptămâni. În momentul ăla poți dona liniștit, fără niciun fel de problemă. Să nu fie proaspăt. La fel de bine, uh, trebuie să spui dacă ai făcut, uh, știu eu, ai fost la dentist. Pentru că și tratamentul uh, dentar poate fi în teorie, un mijloc de a te contamina cu ceva. Nu e nicio rușine, nimeni nu îți spune nimic. Ai scris acolo, da, am făcut tratament dentar și calculezi tu, domnule, uite, am picat pe astea șase săptămâni. Sau știi și nu te duci. Ideea e că cine vrea să doneze, să intre pe site-ul fundației mele, donează sânge.ro. Și acolo sunt date toate, toate, toate informațiile. Când să mergi, când să nu mergi. Privitor la... Mai, femeile... mai am această întrebare pe, pe, pentru partea feminină. Poate să ducă în orice perioada lunii? Nu, sau. Nu, nu. Femeile nu pot să meargă atunci când sunt la ciclu. Trebuie să fie cel puțin 5 zile după ce au terminat menstruația, pentru că sigur că au pierdut deja sânge la timpul ciclului. Nu mai adaugi peste asta încă 450 de mililitri adică avem grijă în primul rând de donator și după aia de primitor. Nu, nu putem să ne batem joc de populația donatoare. Și nu pot merge femeile însărcinate și femeile care alăptează. În rest, se poate merge în orice perioadă a vieții, cu condiția să nu fi făcut una din să nu fi în în spectru unei interdicții temporare, adică după un tratament dentar după o întâlnire cu o persoană pe care n-ai cunoscut-o suficient și nu ți-ai pus un condom la întâlnirea mai fierbinte, ca să zic așa, și ești în pericol de a te fi contaminat cu ceva, și tatuaje sau piercing. Nu înțeles. Da, da, corect, și piercing-ul. Da, dar nu este o interdicție definitivă, e o interdicție temporară. De exemplu... În perioada în care a bântuit boala vacine bune în Anglia, cine mergea în Anglia și se întorcea din Anglia nu putea să doneze șase săptămâni. Pentru că putea să fie contaminat cu ceva. Adică nu trebuie să te simți jignit. Ești într-una din aceste perioade. N-am de ce să mă simt jignit. Am fost la dentist, da, domnule, am fost, mi-am tratat o plombă, o problemă, e posibil să-mi fi sângerat gingia, e posibil să fi în teorie. Și dacă am băgut alcool la seară, nu mă duc azi. Nu mă duc azi. Mm -hmm. Sau am grijă să nu mă duc azi, pentru că sângele poate să meargă la un copil care are două zile de la naștere. Există copiii care se nasc din Da, mame cred cu... că asta e foarte important de spus. Sigur, copiii care se nasc din mame cu RH negativ, de regulă se nasc cu o toxicitate a sângelui foarte mare. Și uh, trebuie să li se schimbe tot sângele la naștere, li se scoate sângele prin umbilic și să li se bagă prin mânuță alt sânge. Se cheamă procedura asta exanghinotransfuzie. E o procedură singura care salvează un copil uh, în această uh, toxicitate mm -hmm. foarte mare din mamă cu RH negativ. Ori dacă unui copil de genul ăsta îi dai un sânge cu trei jointuri și un pahar de că copilul ăla nu mai are nicio șansă. Am înțeles. Da, e foarte da. bun exemplu ăsta pentru că este important să rămâne în organism cam 20 de minute o țigară obișnuită. Un joint uite, nu știu, să caut niște studii, să văd cât ar putea să rămână, dar mai mult de 4-5 ore nu poate să rămână. Deci ideea este să te duci dimineața să donezi înainte de a fuma. Nu când ai băut cu o seară înainte. În altă zi, în care cu o seară înainte ai băut un ceai, nu știu. Da, nu, e important, lapte, e important să știe lumea toate aceste că detalii, da. pentru că dacă... Eu nu... Hai să, să nu folosesc cuvinte mari de mari speranțe, dar am foarte mulți prieteni, sau am foarte mulți, am câțiva prieteni, sunt norocos de a avea câțiva prieteni undeva la 20 ceva de ani. Ceea ce mă ține cumva în contact cu, cu această generație, și îi văd că funcționează altfel. Și se raportează altfel și la București, și la oameni, și la societate în general. În ce cu, fel? Cumva mult mai, să sănătos. Mai, mai sănătos și mai cu, mai cu. unii dintre ei, toți, uh, mai cu implicare. Și atunci și știu și cum funcționează, și cred că. Mm e important ca ei să cunoască toate aceste informații în caz de vor să se ducă să doneze sânge. Da, știți că și eu sunt mulțumită. Donarea la studenți merge foarte bine. Deci avem două momente în an, toamna și primăvara, în iunie, când mai iunie, când se donează, e campanie mare de donat la studenți. Facultatea de Medicină, Facultatea de Construcții, Politehnica, donează. Se strâng cam 1.000 și ceva de litri de sânge în, în perioada respectivă. Acum vreo 2 ani de zile știu că am înregistrat un record absolut din sângele donat. Nici o pungă nu a fost rebutată. Deci toate pungile alea recoltate la studenți au fost Corectă. corecte. Deci nici o pungă, nici de hepatită, nici de altceva, nici, nici un rebut. Știu că ne-am ne bucurat teribil. A fost așa un semn de, de sănătate a populației. Dar cam, cam cât la sută e rebut, de obicei? Nu pot să spui, nu Înțeleg. există. Nu, nu e o constantă. Nu fapt. există. Sunt perioade și perioade. Sunt perioade... Lumea când se întoarce din concedii de regulă mai vine cu câte ceva după unde a fost și atunci se rebutează mai mult. De-aia este tot în lume se spune donați înainte de a pleca în concediu. Că te întorci, nu știi de unde te întorci. Mai din Thailanda, mai din alte părți. Da, lume mare. Uh, scrie aici pe un pliant: Dacă ești sănătos și ai între 18 și 65 de ani, poți deveni donator de sânge. Mai scrie de asemenea că se donează. 450 de mililitri, da, asta donarea înseamnă o, standard. donarea standard, o perfuzie mm -hmm. și nu mai mult de atât. Sângele donat se reface în circa o oră. Ce înseamnă asta exact? Asta înseamnă că în circa o oră ai aceeași cantitate de sânge. Deci, volu, volumic, sângele rămâne în, în. Adică, după ce ai donat 450 de da. mililitri de sânge, organismul, într-o oră, Reface volumul, volumul de sânge din organism. Nu să ai același număr de globule roșii, de hemati, care sunt produse în măduva oaselor și care au nevoie cam de o săptămână pentru refacere, dacă ai un nivel al refacerii normal. Există însă un, o frecvență a refacerii diferită de la un om la altul. Unele persoane pot să aibă ritmul ăsta de refacere puțin mai lent, să se refacă numai în două săptămâni. Pentru siguranța donatorului, nimeni nu poate dona nici în România, nici în altă parte a lumii, înainte de 70 de zile la bărbat și 90 de zile la femei. În Franța se merge chiar pe ideea ca o femeie să nu doneze de mai mult de 3 ori pe an ca să poată să existe într-un echilibru al, al, organismului ei. Iar un bărbat de patru ori. Eu pot să vă spun experiența unui bărbat oarecare care se duce, se mai duce din când în când la sală și, și ok, trage de fiare. Dezvoltarea organismului, a musculaturii, nu este niciodată constantă. Bă, poți să te duci trei luni de zile fără niciun rezultat și te trezești pe urmă cu următoarele patru în care pur și simplu atingi niște performanțe la care nu te așteptai. Bă, nu că și în cazul ăsta organismul fiecăruia funcționează la fel? Adică acum poți să te refaci în două săptămâni acum poți să te refaci într-o lună și ceva? Da, de regulă legile astea practic... Fiziologice tind să fie cam aceleași la un o, perio, o, o persoană. Adică, dacă are un ritm de refacere lent al hemoglobinei, nu o să-i se schimbe nici dacă merge la sală. Nici dacă are 20 de ani. Nici, nici dacă schimbă alimentația. Ex Poate, dacă schimbă alimentația și se ajută de, știu eu, de medicamente cu fier sau așa, dar nu e normal să faci așa ceva. Deci, asta trebuie să se întâmple natural. Această refacere a hemoglobinei trebuie să se întâmple natural, drept care. Dacă donezi, e bine să donezi de patru ori pe an dacă ești bărbat, și de trei ori pe an dacă ești femeie. Dar dacă fiecare om sănătos din țara asta ar dona o singură dată pe an, noi n-am fi în această criză de sânge. Deci nu de două ori, nu de trei ori. S-a întâmplat. Să aud, de exemplu, o campanie foarte bine făcută în Anglia, unde o campanie a avut un succes atât de mare la public, încât au venit și au donat, și au donat și donau și donau. Prea mult, prea des, se adunaseră cantități de sânge foarte mari. Sângele nu se importă și nu se exportă, conform unei legi a sângelui care. Ajungem este... și acolo, da. Pentru că da. nu e bine să transmiți cine știe ce în altă țară. Se pot ajunge la situații foarte. situații. Știu, de, de pildă. Bine... Celebrele cazuri cu, cu vaccinurile astea antigripale, uh -huh. care au fost aduse din Danemarca la un moment dat și care au fost. Uh, uh, pusă în organismele oamenilor de aici care mai rău au răcit. Nu, este cu tot o altă problemă. Pentru au, că... avut o reacție, au avut o reacție la virus. Au avut o reacție la virus. Populația României este departe de a fi o populație sănătoasă. Și fiind o populație uh, ușor înclinată spre boală sau cu un organism fragil, în momentul în care tu îi pui vaccinul, vaccinul este practic un virus care este tratat deja, ca să-ți obișnuiască ție organismul și să-ți creeze ție soldații de apărare, imunitatea la virusul respectiv. În așa fel încât în momentul în care te vei trezi cu un virus netratat în față, organismul tău să aibă deja o armată care să lupte cu virusul respectiv. Dar probabil că populația era deja atinsă fragilă și atunci n-a putut să facă față nici măcar la acel virus tratat. Asta este toată problema, dar nu are legătură cu sângele. Nu are uh, nicio legătură cu sângele. Ceea ce voiam eu să spun este că, mă rog, era practic o întrebare, și anume, dacă populația din România uh -huh. reacționează altfel la acel, același tip de vaccin, să zicem, față de populația din Danemarca. Păi poate Căci, să Ei au da? altă climă, organismele lor funcționează altfel decât cum funcționăm noi aici. Și probabil și asta fiind unul din motivele pentru care sângele nu se exportă. Iată. Nu, nu. Sângele nu se exportă pentru că poți să exporti cu el, și o să vă spun imediat o întâmplare, poți să exporti cu el un virus, un HIV, de exemplu, și poți să ajungi ajungi la curtea supremă sau cine știe unde dat în judecată de țara care primește odată cu sângele -am înțeles. Virusul respectiv. Au fost cazuri, să înțeleg. Să revenim la Anglia, campania da. lor a fost atât de de eficientă. Uh, eficientă, încât după asta au angajat un număr foarte mare de psihologi care să vorbească cu populația și să domolească ritmul de donare, să le spună fraților, veniți mai puțin, veniți numai o dată pe an, pentru că, pe bună dreptate, oamenii, după ce au reacționat la campanie, s-ar fi supărat odată ce ar fi ajuns acolo și li s-ar fi spus, știți, avem trei să ne punem și în cap, nu mai e nevoie să veniți să donați, lăsați. Deci au angajat o armată de psihologi care să știe cum să îndulcească acest refuz și să le spună nu veniți acum, dar e nevoie de dumneavoastră, pentru că spiritul cetățenesc, odată creat, trebuie menținut. Înțelegeți? Așa se face educația. La BBC există o secție întreagă, o secție întreagă, un culoar cu camere pe o parte și pe alta de oameni care se ocupă de donarea de sânge, de. Mai bine de 40 de ani. Dar ce a fost atât de eficient? Adică cred că ar fi important să știm ce a fost atât de eficient la această campanie de a adus un așa număr mare de oameni, pe, pe, căci s-au făcut există... și aici campanii foarte bine că s-au făcut. Da. Uh, cred că a fost și un plus de imagine pentru instituțiile media, care l-au făcut. Foarte bine că a fost așa cât de eficient a fost de fapt. Nu a fost eficient decât punctual, pentru că nu se bazează pe nimic. Nu există o educație făcută. De la cea mai fragedă vârstă. Nu există o tradiție. N-avem nimic. Să nu uităm că noi, populația de mijloc a României, este populația crescută în spiritul anilor 60, 70, 80, în care singura grijă a omului era să nu fie arestat de securitate, să aibă un loc de muncă, să aibă ce mânca, dar și toate astea constituiau Universul lui. Da? Nu știai uh, cum să te duci să muncești, să vii acasă, să-ți ajungă puținii bani pe care îi câștigai, cu banii ăia să reușești să faci rost de mâncare pentru, pentru tine și pentru familie, ceea ce era o altă aventură îngrozitoare, îți consuma tot timpul. Deci nu mai aveai timp și nu, nu erai silit să te gândești uh, ca în lagăr. La, la, numai la problema ta la problema ta și a familiei tale nu mai puteai să te gândești să salvezi vecinul, vecinul era oarecum o persoană necunoscută nu știai dacă nu cumva e securist dacă nu te aude spunând un banc și te, te reclamă deci nu era cultivat spiritul de cetate nu era cultivat uh, uh, spiritul ajutorării semenului. E, astea multe probleme care cred că sunt și acolo la fel de valabile. Păi nu, sunt acum, pentru că am rămas la fel. Pentru că nimeni între timp n-a remediat această chestie. Dacă mergeți și faceți un sondaj pe stradă și întrebați, domnule, dacă vezi o persoană căzută jos, ce faci? Sociologic, lucrurile întotdeauna se explică în felul următor. Dacă la sat a căzut unul în șanț, îl cunoști și vrei, nu vrei, îi dai o mână de ajutor. În mod normal. În București, fiind o populație, sau în metropole, fiind o populație mult mai mare... ești, e... sigur, ești pierdut în anonimat. Nu și știi cine da. e la bețiv drogat și așa mai departe. De ce să-i dau o mână de ajutor? Cam așa funcționează. Hai să zicem cu omul căzut pe stradă. Așa funcționează, și nu funcționează bine, așa. Pentru că omul ăla poate să nu fie drogat, poate să, să fi făcut rău, să fi avut o criză de inimă, și tu ar fi normal să te apropii și să cheme o salvare, indiferent că e căzut de drog, de lovitură în cap sau de atac de corte. S-a întâmplat, o, o să divaghez foarte uh -huh. puțin, s-a întâmplat acum, cred că vreo două luni în urmă. Să văd undeva, vis a -vis de policlinica Titan, la complex acolo, ok, un om de 70 ceva de ani a coborât la cumpărături, a făcut, a făcut un atac cerebral și a murit. Cred că atac cerebral a fost. Sau un infarct. În fine, uh, puțin important în contextul discuției, treaba este că de niciunde a apărut un domn care s-a care trecea pe acolo pur și simplu și care s-a coordonat uh, incredibil de bine cu, cu salvarea, cu medicii și a, a reușit să-i acorde un prim ajutor. Din păcate inutil, dar a, a reușit. Sau, mă rog, inutil, fără putea succes. Putea să nu fie inutil, putea uh, să fie făcut la timp. Ca să că... aflu da. că există un tip de voluntari în București, cel puțin, care se ocupă de, 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 de acest aspect. Uh, merg pe stradă, dacă li se întâmplă ceva, imediat intervin și... și... De, un astfel de voluntar ar trebui să fie fiecare locuitor a unui, a, unei, a, a unui oraș, indiferent de oraș. Deci acest spirit voluntar ar trebui să existe în fiecare dintre noi. știți. Deci eu, eu nu pot să trec nici pe lângă un câine lovit de mașină fără să nu încerc să intervin. Dar mite pe lângă un om. Indiferent cine este, indiferent la ce oră se întâmplă chestia asta, indiferent unde, indiferent cum. Asta este ceea ce uh, trebuie să ne anime. Ar mai trebui să știm, ca să terminăm cu, cu donatul de sânge, că, bineînțeles, trebuie făcut cu act de unică folosință. Toată lumea ar trebui să știe, și cred că trebuie repetat de donare tot timpul. sunt toată trusa, este de unică folosință. Ea este desfăcută în fața ochilor omului, este, vine din fabrică lipită, acul în trusa închisă, sudată, acul are uh, un capac care este sudat, adică este de două ori uh, asigurată punga asta de sânge. După donare, în fața ochilor donatorului, trusa este împachetată și aruncată la gunoi. Deci nu se folosește absolut nimic, este imposibil să te contaminezi cu ceva dând sânge. Donând nu te poți contamina cu nimic. Ai cu această ocazie un examen complet al sângelui tău. Ești ascultat la inimă și la plămâni, ești palpat la ficat. Adică tu pleci de acolo cu un uh, examen de sănătate complet. Adică în fiecare donare de sânge înseamnă o trecere în revista a sănătății cuiva. Ar trebui să ne gândim și la asta ca un argument în favoarea donării. Dacă vrem să... Există o lege a sângelui. Da, legea 282, pe care unii se străduiesc acum să o... Uh, uh, să-i aducă niște amendamente fatale, aș zice eu. Am înțeles. Ce spune ea exact? Și... Fingea sângelui spune câteva lucruri esențiale și anume că se donează în ritmul în care am spus că nu mai devreme de 70 de zile, că nu mai mult decât această cantitate de 450 de mililitri, Femeile de trei ori pe an, bărbații de 4? Nu. Maxim. Se spune că femeile pot dona la 90 de zile. În Franța, v-am zis eu, sunt ah, sfătuite okay. să nu doneze mai des de 3 ori. Noi nu avem cum să le, nu, să le sfătuim să nu doneze mai des de 3 ori, că nu vin niciodată pe an. Nici femeile, nici bărbații, afară de o pătură cât de cât uh, convinsă de necesitatea donării care vin mai des și care se mobilizează pe diverse rețele de socializare. Fundația are un Facebook, de exemplu, la fel, donează sânge.ro, pe care noi mobilizăm din când în când donatorii noștri fideli și vin să doneze. Bănuiesc că pe, că pe site găsim și locurile unde putem să ne ducem să facem asta în București. Da, Principalul loc unde se donează cel mai bine și mai repede este Centrul de donare, centrul de transfuzie București, aproape de Piața Victoriei, pe strada Constantin Caracas 28, în spatele Spitalului Filantropia. Se ajunge cu toate mijloacele de transport care merg în Piața Victoriei și sunt multe cabinete de doctori. Practic, persoana intră, este înscrisă într-un calculator cu așa trebuie să ai un act de identitate la tine și uh, să fii uh, bine în ziua respectivă, să nu fi luat medicamente de niciun fel, adică uh, nici măcar aspirină, că dacă ai luat aspirină înseamnă că ești răcit și odată cu sângele donat dai și un microb de gripă sau ceva. Deci să nu fii răcit, să fii într o zi în care ești sănătos. Dar suntem sănătoși, în marea majoritate a timpului nu conștientizăm lucru ăsta. Dar sunt puțini oameni care depind de medicație zilnică. Sigur că există oameni care sunt diabetici. Diabeticii nu pot dona. Aceasta este o interdicție definitivă. Sau oameni care depind de alte medicamente, de exemplu, de medicamente de tensiune. De asta donarea se face până la 65 de ani. Că de regulă după 65 de ani îți iei medicamente de tensiune, medicamente pentru ritmul cardiac. Diabet și așa mai departe. Și așa da, așa cele mai de departe, bătrânețe. care medicamente mm. se regăsesc în sânge? De asta. Iar sângele poate să meargă la oricine. Și oricine ăla care îl primește, când doctorul are o îți dă indicația de a fi transfuzat, înseamnă că starea ta de sănătate este la limită. Și numai bine, ți-ar veni să mai primești și o încărcătură de scădere de tensiune sau de ceva odată cu medicamentul respectiv. Ok, vreau să mai lămurim o problemă, și care cred că are cel puțin tangențial legătură cu legea de care vorbeam. Eu mă duc să donez. Eu, dacă voi dona cele 450 de mililitri de sânge, mm. uh, cei 450 de mililitri de sânge, uh, aștept să fiu cumva recompensat. De ce? Căci uh, așa am văzut, că te duci acolo și primești bonuri de masă, de pildă, sau nu știu câți bani. Uh, mm. Suntem. Recompensați, noi donatorii de sânge nu suntem recompensați, este important să fim ca să aducem mai multă lume sau este preferabil să nu fim? Peste tot în lume, donarea este benevolă și neremunerată. Altruist. De regulă, ți se dă un biscuit, un, o felie de pâine cu un sandwich, Care ajută o... la refacerea. Caramele, sucuri. Organismului dă... bănuiesc după. Da. Uh -huh. pentru, pentru recuperare, să-ți recuperezi forțele dacă e foarte cald afară, îți face bine un pahar de suc de fructe, o apă minerală la locul donării. Sau, mă rog, în unele părți se poate da un bon valoric în care tu te duci într-un magazin și îți cumperi sandvișul sau uh, sucul respectiv. Dacă nu ai organizat în așa fel încât să-l primește acolo la locul donării. Eu aș merge pe ideea să-l primești la locul donării pentru că mai intri în vorbă cu alți donatori să creează un cum se văd, comunitate o comunitate. Dar dacă nu se poate organiza așa, se poate da un bon valoric. Se poate da, nu e obligatoriu. Legea Iar nu. Legea permite acest bon valoric la cerere. Deci dacă omul vrea, îi se dă. Dacă el nu consideră că are nevoie de ceva, nu e obligatoriu să ia ceva, pentru că răsplata donării este însăși ideea că ai salvat pe cineva. Închipuiți-vă că treci pe lângă apă să neacă unul și te duci și întinzi mâna și îl scoți la mal. Te aștepți neapărat ăla să se caute în buzunare să-ți dea ceva, fiindcă ei salva viața. Noi știm Cam bine că lumea mai așteaptă de obicei. Știm, că... dar este greșit. Este greșit pentru că a dona din motive de uh, așteptare a unei recompense este greșit. Nu mai este etic. Înțelegeți? Și atunci tu ești tentat să nu spui istoricul tău real de sănătate. Când te întreabă doctorul, domnule, ai avut vreo problemă, ai avut vreo criză de epilepsie, că aia nu poate să-ți vadă în sânge dacă ai avut o criză de epilepsie sau nu în viața ta. Și ești întrebat într-un chestionar, alături de întrebările de care vorbeam mai înainte, dacă ți-ai făcut piercing de curând sau tatuaj sau așa, ești întrebat. Ați făcut vreo criză de epilepsie în viața dumneavoastră? Ați fost bolnav de cutare sau de cutare? Ați făcut vreo operație în ultimele șase luni, șase săptămâni? Tu dacă aștepți ceva la sfârșitul actului de donare, minți, nu? De asta este important să nu așteptăm nimic. Este, Și aici... un, este un cerc vicios. Uh, o dată, dacă. Uh donarea de sânge ar fi recompensată, hai să zicem financiar, sau cu bonuri de masă, sau cu ceva, probabil ar atrage mai multă populație sau păi un anumit este tip de populație. din păcate, cu bonuri de masă. Eu zic, din păcate. Eu sunt pe de-o pentru... parte, pe de altă fundația parte, mea ce este Fundația Donatorilor Benevol și Neremunerați ce spuneți dumneavoastră este absolut corect eu ca să am nevoie de bani am nevoie acum am o problemă și am nevoie de bani trebuie să-mi iau de băut mâine sau trebuie să-mi achit o rată hmm. la bancă ceva da. puțin important și nu mai am de unde să iau atunci mă duc și doamne sânge Foarte Da. Prost. Uh, uh, da și sunt tentat să mint că aici eu chiar am nevoie de bani Ia și Sigur. oricum trebuie să plec cu de acolo și atunci sunt tentat să mint, să mint la la chestionar la chestionar și la întrebările doctorului. Iar ăsta este un risc să îmbolnăvesc Exact chiar și un nou născut. Da. Și, și în cazul ăsta noi ne situăm, închipuiți-vă populația României pe straturi. Înseamnă că donatorii sunt în stratul ăla cel mai de jos. De oameni amărâți, fără bani, boschetari, care așteaptă ceva. Tot ceea ce am dorit eu prin crearea acestei fundații și prin activitatea ei este să străpung acest strat și să ajung la un strat de oameni care nu stă în bonul ăla de masă sau în câțiva blei pentru că acei oameni sunt responsabili de ei de faptele lor, de sănătatea lor pentru că sângele obținut este sânge de calitate da? și pentru că în felul ăsta în felul ăsta crește securitatea transfuzională nu-ți e frică dacă ești în spital și primești o pungă de sânge că poate fi contaminată cu ceva pentru că șase săptămâni de când un om a luat un virus de HIV sau de uh, hepatită, nu se vede. Nu se vede. Și atunci te, te poți uh, baza numai pe sinceritatea omului în momentul în care donează la răspunsurile pe care îi le dă doctorului sau ceea ce scrie el în fișa de autoexcludere. Asta presupune că în momentul în care te hotărăști să te duci să donezi benevol sânge, da. ar cam trebui să-ți faci totuși niște analize înainte. Nu, nu trebuie să-ți faci, că îți facem noi. Noi facem analize fiecare puș de sânge. Dacă cumva găsim ceva, te anunțăm printr-o scrisoare că e ceva care nu e ok, Sângele respectiv este aruncat și tu ești invitat și ti se repetă gratuit analizele ca să vedem ai domnule un sifilis sau n-ai, ai domnule o hepatită sau n-ai. Deci este și un uh, control al sănătății donarea. Nu trebuie, dacă tu știi și te simți bine și ești sănătos, poți să vii să donezi fără să-ți faci niciun control înainte, că facem exact în momentul donării, ai controlul ăsta făcut deja. Există o statistică la un, hai să zicem la un număr de o mie de donatori cât, cât, cât să respingi? Pot să vă spun statistici generale, dar nu sunt, astea fluctuează foarte mult. Vara sunt Pentru că uh, -avem respingi, o constantă mai de, mulți da, decât uh, toamna, decât iarna. Uh, Ia, toamna am început să avem probleme cu problema cu, cu țânțarii cu West nile -ul. Este o boală nouă care nu exista înainte. Acum, țânțarii ă, transportă virusul de West Nile. E o, un fel de febră, un, ca un fel de malarie. E, poate să fie mortală și poate fi transmisă prin sânge. Deci, ă, când găsim pe cineva ă, care este cu West Nile, înnebunim. Pentru că începe să fie frica și întreb, domnule, ai fost la pescuit în ultimele șase săptămâni? Dacă ai fost la pescuit, nu dona. Poate te, unii oameni să crucesc. Ce are domnule pescuitul? Ce e Dios pescuitul? Ia că -tă că poate fi primejdios. Putea să, să ai stat în aer liber, te-a pișcat un țânțar, poți să transmiți o E o informație pe care care mi-a ajuns la oric, nu știu mm -hmm. cât este de reală. Hai să zicem pentru oamenii care își permit niște concedii în afara Europei. Thailanda, America de Sud, Africa. Știu de pildă că dacă te duci în Africa și ai B3, mm -hmm. ești mult mai predispus să iei malarie decât celelalte grupe. Nu e adevărat. Nu Asta este. este un mit. Ok. Nu. E... Malaria se transmite prin țări indiferent de grupa de sânge. Dacă o iei, o ei și cu asta basta, n-ai niciun fel de problemă. Dar în Africa, de exemplu, și în Asia, dacă te duci, faci niște vaccinuri înainte. Vaccinurile alea rămân în sânge. Deci tu nu poți dona după ce ai... dacă ai plecat în Africa sau așa, o dată din motive de vaccinări care îți rămân în sânge și o dată din motive că e posibil ca acolo... Să te fi întors de acolo cu un virus după tine. Și mai bine ca niște săptămâni după ce te-ai întors să nu donezi. Deci nu ești primit la donare, încă o chestie care trebuie să fii sincer. Da, domnule, am fost în Africa subsahariană. Nu, nu, donezi șase săptămâni. Ai făcut virusul ăla, virusul ăla, ai, ai luat, ai făcut vaccinul ăla, ăla, așa ăla. Ai putut să iei nu știu ce virusuri. Mai stai șase săptămâni și nu nu donezi. Nu este nu sunt legile României. Sunt universale. Și de bun simț. Da, 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 corect. Peste corect. tot, mm? pentru că ceea ce se face în primul rând se face pentru pacientul care primește. Trebuie să ne punem în pantofii celuilalt ca să putem gândi bine. Dacă ai fi pe patul de spital, ce sânge ai alege să ți să dea? De către o persoană sănătoasă care nu e un bețiv, nu doarme prin șanțuri? Eu, eu cred că cel mai sănătos când te duci să donezi sânge este să te gândești, cu exact exemplu pe care l-ați dat mai devreme, păi sângele tău s-ar putea să ajungă într-un nou născut. Da. Și da, ești e... responsabil. Ești responsabil. Și atunci, ceea ce faci. că te duci să ții niște bunuri de masă sau nu este treaba ta, dar sângele tău poate ajunge acolo, și atunci, hai să este să fim cu, de ce puțin, cu toate țiglele pe casă. Peste tot în lume se merge pe donare benevolă și neremunerată. La noi, încă se mai dau aceste bunuri de masă, și încă nu sunt lucru cel mai rău aceste bunuri de masă, dar acum există la orizont. Uh, o amenințare care pe mine, drept să vă spun, mă înspăimântă. A ieșit în noiembrie un studiu de fundamentare, a ieșit în monitorul oficial, care studiu de fundamentare spune că se dorește să se facă o fabrică de plasmă în România. Ai zice la prima vedere că nu e nimic rău, nu? Nu e niciun fel de problemă. Uh, studiul ăsta de fundamentare se vrea un parteneriat public-privat. Partea publică este Ministerul Sănătății, partea privată sunt uh, un număr de parteneri. Uh, se spune că este de fapt uh, condus uh, acest grup privat de domnul Vâlcov. Uh, există o fabrici de plasmă în Europa. Deci dacă noi avem nevoie de imunoglobulină, că de fapt asta e problema, nu avem decât să trimitem plasma pe care o putem recolta noi și o putem recolta. Se recoltează la Institutul de Hematologie plasmă. Putem să mai creăm două sau trei locuri în țară unde să recoltăm plasmă pe care să o trimitem și să ni se facă imunoglobulină, să se fracționeze plasma, să facă imunoglobulină la una din aceste 8 fabrici care sunt în Europa și să ni se întoarcă înapoi sub formă de imunoglobulină, noi plătind contravaloarea manoperei. Uh, fără niciun fel de problemă. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Uh, când. Uh, când donez sânge, scrie, mă rog, citez, dintr-un articol al lui jurnalistului Strible, scrie așa, de cele mai multe ori un bolnav nu are nevoie de tot sângele, are nevoie doar de anumite componente ale sângelui, unii au nevoie doar de plasmă, alții, bolnavi de cancer, au nevoie doar de componente precum cele rezultate din plasmă, imunoglobulina sau altele. Sau masa eritrocitară, au nevoie de sânge, adică de globulele roșii. Și mai continuă el zice aici, în schimb în România, dacă ai nevoie, citează o sursă, dacă ai nevoie de ceva, ți se dă un flacon de sânge. E ca și cum ai face pana la mașină și cineva ți-ar aduce o mașină nouă. Nu, este uh, tocmai corect. De exemplu, uh, fundeniu ce în fiecare zi 600 de pungi de unități de sânge sau produse din sânge, adică cere. Masă trombocitară, numai trombocitele din sânge. Trombocitele în special repară vasele, sunt necesare trombocitele pentru cei tratați cu citostatic. La, la, la cancer se dă citostatic la greu și atunci vasele de sânge tință se rupă și se repară cu trombocite. La celor care sunt cu anemii de diverse feluri sau cu leucemii de diverse feluri, li se dă masă eritrocitară, adică numai globulele roșii, și este pe scară largă. Nu numai în București. Peste tot, și la Cluj și la Sibiu, se face această împărțire. Se dă masă eritrocitară. Deci nu se dă sângele, nu știu de unde are domnul Strible aceste informații, dar un articol are... din da, moroc mă din 2018 nu, nu sunt tocmai corecte. Tocmai tot aici spunea așa, România are 40 de centre județene de transfuzii da, care 2. funcționează 4, okay, care funcționează inegal și sincopat. Într-un fel se donează la București, altfel la Vaslui, într-un fel se consumă la Galați și altfel la Iași. Da. Păi este și normal. Adică unii ar putea adică să aibă la... sânge în timp ce alții rămân repede fără el. Adică A. e normal ca la vaslui, de exemplu, să nu se consume sânge în ritmul în care se consumă sângele în cele 50 și ceva de spitale din București. Da? La, la vaslui nu ai uh, posibilitatea să faci operații pe cor deschis. La vaslui nu știu dacă ai posibilitatea să faci operații de șold, care iarăși mănâncă sânge foarte mult. Operațiile ortopedice... Și operațiile pe cor deschis sunt cele mai mari consumatoare de cantități mari de sânge. Deci acolo trebuie sânge mult. Nu ai cum să faci operație pe cor deschis la lui. Sigur că e inegal. Și ca să revenim și la lege, spune așa aici... Uh, un raport european realizat în februarie 2018 de către guvernul Olandei, referitor la sistemele de funcționare a transfuzilor în toată Europa, se încheie cu o notă interesantă în ceea ce privește România. Țara este deseori lovită de crize ale sângelui. Fraza nu mai apare și în dreptul altor țări. Asta, deși România este cam la jumătatea clasamentului în ceea ce privește donarea de sânge și colectarea lui. Mai devreme jumatea... am vorbit de statistică nu, și nu era... este la jumătatea clasamentului. Încă una din inexactitățile domnului Cătălin Striblea, România este la coada clasamentului. Albania probabil că stă mai prost. Albania își revine deja. Au o foarte bună colaborare între fundația... Albania. Cărui... Albania, okay. Albania. Colaborează foarte bine în ultima vreme cu Ministerul Sănătății. Deci, la ei, Ministerul susține donarea de sânge. Au început să miște fundațiile la ei și s-ar putea să ne ia înainte, până și Albania. Bulgaria stă. Mai bine decât noi, Ungaria, tocmai a dat cifrele, este și mai bine, așa că nu suntem la jumatea clasamentului, suntem la coada clasamentului în ceea ce privește donarea, pentru că Ministerul Sănătății este ocupat să facă afaceri. Iată, această, acest studiu de fundamentare este exact ceea ce am spus, da? Și o să explic de ce este o afacere dezastroasă pentru România dacă acest studiu de fundamentare se va uh, transforma într-un proiect aprobat de minister. Uh, alte organisme nu sunt uh, implicate în donarea de sânge. Alte organisme, cum ar fi Crucea Roșie, Biserica, organisme care în mod normal sunt implicate uh, în, în viața, în, viața în, socială și care, la în care viața. cumva intră în fișa postului. În Italia, da. statul, direct statul, statul plătește fundațiile, cum e fundația mea, de exemplu, în funcție de numărul de donatori pe care îi face. Ce, domnule, câți donatori ai făcut? Față-ți-a, foarte bine, îți dau bani, pentru că tu cu banii ăștia faci articole în ziare, faci materiale promoționale, faci serbări pentru donatori, faci excursii cu donatori, faci tot ceea ce poate menține educație pentru donatori. Da? Toate astea se fac cu bani. Educația nu se face pe gratis. Ori fundația mea are bani din aia 2%. Putină lume este educată să-și mai aducă aminte după ce l-ai ajutat cu sânge, să dea, să zicem, 2% din uh, salariu o dată pe an din, uh, din uh, impozitul ăla care se dă la stat, 2% să-i redirecționeze. Ăștia sunt singurii bani pe care are fundația și de câte ori am avut ocazia, am mai făcut câte un proiect. Dar știți cum e cu proiectele. Aș vrea să revenim totuși la.. Asta vreau să fac și eu. eu. <coughs> Scrie aici de... în continuare așa. La sfârșitul lunii februarie, bănuiesc că tot 2018, Comisia de Prognoză a publicat pe propriul site un proiect de hotărâre de guvern, o notă de fundamentare privind o bancă națională de sânge, plasmă umană și celule STEM. Este un parteneriat public-privat cu o valoare care va ajunge la... Sper să fie uh, suma corectă, 180 de milioane de euro. Din acești bani, statul trebuie să acopere un sfert. Uh, iar partenerul privat va da restul de 75%. Banii vor fi folosiți pentru crearea unui centru de transfuzii, realizarea unei fabrici care să recolteze plasma și alte componente și stabilirea unei rețele de funcționare. Este nevoie să avem așa ceva? Nu, nu e nevoie să facem toată chestia asta sau dacă statul consideră că este cazul să-și facă o fabrică de plasmă, poate foarte bine să o facă cu bani europeni, fără să aibă obligațiile pe care le implică acest studiu de fundamentare. În acest studiu de fundamentare se scrie negru pe alb că fiecărui donator de plasmă îi se va da 140 de lei. Adică 1.400.000 vechi. Vreo 30 de euro. Așa. 35 Vă dați seama, donarea de plasmă se face, face într-un ritm mai intens decât donarea de sânge. Un om care este, nu are suficiente cunoștințe medicale, în nemernicia lui ar putea să doneze și de două ori pe săptămână. Dacă nu este preocupat de faptul că menținând acest ritm și primind banii respectivi, poate să cadă și poate să cadă și o să cadă după șase luni de donare ritmul ăsta, cade lat și va fi în grija serviciilor de sănătate. din Cu niște nimic. bani în buzunar, da. Dar, dar, banii care se dau pe această plasmă, uh, practic, plasma poate fi vândută după aia cu 273 de uh, uh, euro fiecare uh, uh, unitate de plasmă. Deci, uh, diferența între 140 de lei și 273 de euro este ceea ce intră în buzunarul. Partenerului privat. Din uh, care statul are clar. 25%. Mă rog, așa statul spune. are 25% din. Practic, statul va trebui să, îi se spune, să facă centrele de sânge. Centrele de sânge sunt deja făcute. N-ai nevoie să mai faci nimic la ele. Ele sunt făcute. Ce spune partenerul privat că va face este deja construit. E ca și când ai zice, da, domnule, Uite, eu îți dau haine să te îmbraci. Păi stai, domnule, că sunt îmbrăcat. N-am nevoie să-mi dai haine să mă îmbrac. Aici mai scrie așa în articolul domnului Striblea. Critica adusă proiectului este aceea că statul va obține doar un sfert, cum am spus, din veniturile pe care le-ar avea dacă ar deține toată afacerea mai... dacă ar de fi parte din afaceri mai mult, spun specialiștii consultați de Newsweek, cu o investiție similară, statul ar putea pune la punct tot sistemul de transfuzii și ar putea vinde plasma la export, luând tot profitul. Nu. Cu nu o investiție similară, bănuiesc de cei 25%. Deci, este încă o dată o, o inexactitate flagrantă. Legea 282 a României, 282, legea sângelui, spune clar că nu poți să vinzi. N-ai cum să vinzi plasmă, n-ai voie. N-ai voie. Ceea ce vor ei acum este modificarea acestei legi, ca să o poată vinde plasma. Tocmai asta este enormitatea. Deci se cere modificarea legii 282. Uh, deci o să să, nu să să nu vinzi plasma. Nu uh, o vinzi. Este legea actuală, da? Da. Și bănuiesc că sunt și alte legi în, în țările europene similare. Bineînțeles, dar pe de altă parte alte legi, legile Germaniei, de exemplu, nu interzic Germaniei să cumpere plasmă. Deci Germania poate cumpăra plasmă, nu poate vinde, nu își poate vinde propria plasmă, pentru că fiecare țară normală la cap își ține plasma și sângele pentru că asta este aur, nu le vinzi. Dacă e o țară suficient de uh, prăpădită sau condusă de corupți, încât să vândă din propria ei plasmă sau propriu sânge, da, tu poți să cumperi, sigur. Îl cumperi, îl testezi, faci medicamente din el. Dar tu nu ai voie să-ți vinzi din propria ta țară legi ca 282, ca legea 282, funcționează peste tot. Iar noi am făcut legea asta în 2005, legea 282. În 1990, eram deja de șapte ani în Institutul Național de Hematologie și am auzit, era imediat după Revoluție, am auzit că două asistente de la noi își găsiseră al doilea servici. A, extraordinar, fetelor, unde lucrați? A, păi zice la plasmarom. Ce aia e Plasma plasmarom, am zis eu. Păi zice, un loc unde se donează plasmă și tu primești 10 mărci. Am simțit cum mi se ridică părul pe ceafă. Pentru că deja de vreo 2-3 săptămâni, țipau spitalele din România că nu au plasmă suficientă, țipau spitalele din București, dați-ne plasmă, plasma se folosește la arși, la mari arși, la tot felul de situații. Nu mai era plasmă, nu știam ce se întâmplă. Măi, fintelor, exista un cumpărător, am înțeles. De. Cum? Mă duc pe strada respectivă. Coadă ca la donarea de la colectiv, pe care, apropo, am coordonat-o. Fundația mea a coordonat. Din noaptea aia de la două am avut primele grupuri de donatori trimiși de fundație. Coadă pe patru rânduri. Era foame mare de, de bani. Zice mărci, niște bani, da, bineînțeles. Mă întorc la institut. Era de... Șocată. Dom'le, cum se poate așa ceva? De la noi din institut, capii instituției erau băgați în afacere. Stați, doamnă, că nu-o fi chiar așa, încercau să, să mă ducă pe după piersic. Am înemunit, m-am dus la minister. Lucrasem cu ministerul deja, eram primul, primul consilier Hifsida. Și am lucrat direct cu ministerul în primele luni, așa, încât am intrat în minister fără probleme. Și m-am dus la un ministru secretar de stat, Radu Dopiera, care s-a șocat, a zis, doamnă, n-a ieșit din minister o astfel de chestie, nu se poate. Am verificat, nu era, nici nu trecuseră pe la minister. Să înregistraseră ca o companie privată, română-germană, de import-export piese de mașini și altele. Și în tot tupeu deschiseseră <gânt> un centru de plasmă. Luau plasma și o vindeau frumos în Germania. Am ajuns în seara aia la televiziune. Dacă erau în vremurile moderne, puteau să facă și import-export TV, plasmă. Deci vreau să vă spun că s-a închis centru. Cât a rezistat? Câteva luni sau? Câteva luni. Partea germană a făcut pușcărie șapte ani. Pentru că au fost atât de ticăloși încât n-au testat plasma HIV. Partea română n-a testat plasma HIV. Au folosit o ștampilă falsă partea germană, conform legii, era În ce s-a întâmplat asta? 90. Dumnezeule 90. -am. Eu am ajuns cu... Am făcut articol în România Liberă. Articol în Tinera mai era pe vremea aia și am ajuns la știri în ziua aia la, la TVR1, la știri, seara, spunând ce se întâmplă și care e riscul. Uh, Partea germană a fost închisă pentru că au luat plasma, ei au văzut ștampila românilor că e testată, ei erau obligați să o testeze încă o dată la intrarea în țară. N-au testat-o, că costa bani testarea, ticăloși și ăia. Da, partea germană a făcut pușcărie șapte ani. Partea română și-a deschis o altă firmă, a numit-o altfel și au făcut comerț cu pungi de sânge și cu alte chestii. Iar acum ce se întâmplă, ce se propune acum, este un plasmarom de 10 ori mai mare. Asta este riscul pe care îl văd eu în acest parteneriat public-privat și sunt foarte mirată că Ministrul Sănătății, care are dublă cetățenie și care a stat în Franța o mulțime de ani, da? nu știe, dar nu ia ca model Franța. Franța, partea de sânge este complet de stat, pentru că tot ce există privat în materie de sânge este un risc în cadrul unei țări cum ar fi România. Da, sună un business destul de, de bun. Plătești cât? 30 de euro și o dai cu 200... 71. 271. 273 de nu. Da, plus de euro. Da. Taxi, ok. Da. 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 Și. Aproape și, ca la droguri. Și, și partea a doua, partea a doua, care este mai tragică. Bun, hai să zicem, faci o tranzacție nemaipomenită. Cumpere ieftin și vin scump. Da. Ne ducem la Incaș și le dăm mărgele și ei ne dau aurul. Cam asta este ceea ce ne propune domnul Vâlcov. Partea mai gravă este că un donator care va dona plasmă în ritmul ăsta nu mai donează sânge. Deci partea a doua va fi lipsa de sânge consecutivă a punerii în aplicare a acestui proiect. Am înțeles și sângele ăsta ar urma să se vândă probabil pe asigurări sau pe cine care cum își permite. Nu știu ce au de gând să-i facă legii sângelui. Deci nu știu că vor să-i facă o mie de amendamente, să poată vinde, să poată cumpăra, deci au transformat sângele într-o marfă. Într-o monedă, da. Ceea ce pentru o țară care nu este autosuficientă pe sânge este crimă curată. Deci ce se întâmplă aici este cronica unei, unei crime anunțate. O să revin puțin la, la, articolul domnului Strible, mai scrie aici, repet, din 2018, deci cu doi ani în urmă, se mai spune așa, nici statul, nici privații, nimeni nu face bani în România din sânge. Și mai mult, nu avem nici sânge, nici plasmă, chiar ministrul sănătății, mai știu cine Dumnezeu era atunci, spune în Newsweek că lunar se aruncă mii de kilograme de plasmă. Este încă una din multe neinexactități. Nu se aruncă nimic. Domnule Cătălin Striblea, nu știu de unde are El, deci, el de citează asta. surse, na, ca orice jurnalist funcționează pe Domnule surse. nu dar putea să sune la, la Institutul şi, de Hematologie şi, şi nu cred, să da, nu, nu cred că este intenționat. Un, un oficial îmi spunea că motivul este legat de stocare. Cu cât plasma este mai veche, cu atât ea se scoate din frigider când apare una nouă. Și toată lumea pierde. Tehnic, România își permite să arunce ceva ce costă greutatea ei în aur. În același timp, Pacienților lipsesc medicamentele care mă rog, pot salva vieți și care se obțin din plasmă. Deci este încă una din multele inexactități. Nu se vinde plasmă, nu s-a vândut plasmă niciodată, nu se fracționează plasmă așa cum am vrea, pentru că trebuie să avem și noi posibilitatea de a fracționa plasmă. Dar n-ai nevoie pentru asta să-ți faci propria ta fabrică. Adică este cum să vă zic, e ca și când eu. Uh, mi-ar trebui să, nu știu, să uh, uh, nu știu, într-un bloc există uh, la parter uh, 100 de mașini de spălat, ca în străinătate, unde nu-ți mai ocupi tu locul în casă cu mașina de spălat. Te duci frumos jos la parterul blocului și speli rufele. Există 8 fabrici de plasmă în în Europa, care mai mult stau din a cauza aceleiași Legi. E, din cauza aceleiași lipse de plasmă. Nici deci țările alea nu au plasmă suficientă. Deci nu au plasmă deci suficientă. Dumneavoastră, dumneavoastră... Deci pentru noi cel mai simplu, calea cea mai simplă, cea mai simplă, este următoarea. Să fie acreditate centrele de sânge existente să facă plasma fereză, adică colectare de plasmă. În București se face. Dă-i voie și Clujului să facă. Nu trebuie decât să fie acreditate de către minister. Să facă plasma fereză și la Târgu Mureș, și la Constanța, și așa. Și atunci donatorul se duce acolo, donează plasmă, strângem plasma care trebuie, o expediem frumos, plasma noastră, în Austria, să spunem, și ăia ne o fracționează și ne dau înapoi imunoglobulină. Ne costă atâția bani. Vrem neapărat să clădim o fabrică noi? pun Putem să luăm bani europeni? Tocmai s-a propus, tocmai s-a propus un astfel de proiect Ministerului. Și s-a stat până în ultima zi. Nici acum nu știu dacă a fost acceptat acel proiect. Prin care să dădeau o grămadă de bani, nu nu a României, mai multor țări care au nevoie de o reorganizare a sistemului de transfuzie și o rejuvenare a sistemului de transfuzie. Că mulți au sisteme de transfuzie învechite. Nici la bulgari nu e grozav. Îmi ei stau mai bine cu donarea, dar au și ei centre de transfuzie vechi. E nevoie Bulgarii să sunt peste noi cu donarea, Da, sunt păi. peste noi cu donarea. Statistica asta de 1,7% bănuiesc că e 9%. Nu. E aceeași. E aceeași, e o constantă. Deci eu vă spun din interior că e mai puțin decât Bun. Deci suntem încă parte din Uniunea Europeană, da? Așa cum funcționează ea. spuneți încă că mi se face. Spuneți încă. Nu a dezordine mondială. În fine. Și spuneți că lucrurile funcționează așa. Țările de obicei, hai să ne raportăm la cele mai dezvoltate, mai, mai importante jucătoare în Uniunea Europeană, Germania, Franța, Anglia nu mai e cazul, așa, sunt interesante, marca, sunt, sunt, au o lege da. care le interzice exportul de plasmă, Figur. dar nu le interzice importul. Nu le interzice, Și atunci cineva... ei de unde își cumpără plasmă? De la țările. De, care regulă, vând. de regulă, afară de Germania, nu prea cumpără plasmă. Își rezolvă problema cu plasma lor. Au ceea ce se cheamă un sistem de plasma fereză, adică își conving oamenii atâta cât au nevoie. Nu îi biciuiești cum propune acest proiect. Ca să-ți să faci un profit. Buțin. Ci îi convingi să doneze plasmă în ritmul de care ai tu nevoie ca să-ți faci tu medicamentele de care ai nevoie să-ți acoperi tu nevoia ta. Înțeles. Și unii încearcă să facă un business cu asta. Unii încearcă să facă un business îngrozitor. Deci Nea, un business, o de bani acolo, Un profit foarte serios. Un serious. profit foarte mare în câțiva ani. Iar fabrica de care spune că o va face, eu cred că e cine știe ce vechitură adusă de cine știe unde, pentru că v-am spus, au fost mai multe opt fabrici. Sunt opt care funcționează acum. În Europa, dar, nu... Da, dar au fost mai multe atâtea și alea au fost aruncate și lăsate de izbeliște pentru că nu au avut materia primă cu care să lucreze. Iar eu bănui că eu una de asta dezmembrată, mi-o aduce mie aici, își face un business extraordinar și îmi lasă după aia o populație secătuită și timp de câțiva ani de zile până își face afacerea, nu avem nici plasmă, nici sânge, nici nimic. Și mai grav, nu avem sânge. Deci cine va dona plasmă în ritmul ăsta nu mai donează sânge. Nici o țară care nu e autosuficientă pe sânge nu ar trebui să se uite la un astfel de parteneriat. În afară de asta, scrie undeva în acest uh, uh, studiu de fundamentare că dacă a, a, a... nu se obține numărul de donatori de plasmă atât a... cât vrea partenerul privat, Ministerul plătește daune. Deci... Adică statul român. Deci cu alte cuvinte și așa și cu banii luați, înțelegeți? Vom fi cum e mai rău. Mă înțeleg și în ce stadiu este acest proiect? Este un studiu de fundamentare. Un studiu de fundamentare poate să devină proiect de lege mâine și să fie votat de un parlament icălos. Care a ajuns în monitorul oficial? Când... A ajuns în monitorul oficial în noiembrie anul trecut, trecând prin minister ca prin brânză în două, trei zile. Asta era în guvernul Dăncilă, bănesc. O, guvernul Dăncilă, după care toți ăia au dispărut. Acum nu e nimeni să-ți dea cum să vă spun, nu va fi nimeni răspunzător în cazul în care se întâmplă o nenorocire. Așa cum nimeni n-a fost răspunzător pentru povestea pe care am spus-o la începutul întâlnirii noastre cu copiii transfuzați din căminele din orfelinate. Ordinul a fost atunci verbal, după care oamenii răspunzători au dispărut. Nimeni n-a răspuns vreodată pentru sute de copii bolnavi de HIV. Da? Care au dezvoltat o situație. Da, diferența este că aici cineva a calculat un termen de business este limpede. Cred că acolo a fost pură incompetență în primul caz. Din diferența 1990. foarte mare este că în, în problema plasma romului din 90 pe care v-am spus-o, Ministerul nu știa nimic. Atunci Ministerul a fost cinstit, au fost șocați cu o astfel de chestie se poate face. Chiar nu știau. Acum, acest, acest proiect de fundamentare a ieșit din Ministerul Sănătății. O, uitam aici, am găsit un pliant foarte drăguț cu Dracula. Da, am zis că dacă tot e brand de țară, să-l folosim. Facem uh, promovare. Da, cred că e unul din cele mai sănătoase pe care poți să le faci, mă... Știu că a fost la un moment dat, cred că tot pe un 14 iunie, dar mi s-a părut absolut creepy, toate, toate, imagine, toate fântânile da. de la, din ceea ce numeam noi centru civic, da? Da, de la Unirii da, de acolo, să-și da, sânge din ele. Și am zis, doamne, parcă sunt în filmele lui da, Tarantino, o, nu cred că cine o, a avut ideea asta. Dar... Nu știu, n-am avut-o eu și mulțumesc că n-am avut-o, pentru că nu mi se pare, într-adevăr, mi se pare creepy. Adică trebuie să vedem. Bani aruncați, ineficiență zero. Ineficiență, nu, eficiență cât zero. S-au aruncat bani ca erau practic o lumină, un bec pus acolo, dar nu a fost eficient. Imaginea cu o chestie roșie care țâșnește nu este cea mai frumoasă. Am făcut la Sibiu, am avut o campanie în care am luminat cu roșu primăria și parcurile din zonă. Într-o lumină roșie care era frumoasă, adică nu era creepy, cum spuneți dumneavoastră, dar chestia aia țâșnind așa... nu. Deci, jur, am avut senzația da. că sunt într-un film al lui Tarantino, da, în da, poveste da, cu totul. Da. Era, tot, deci nu, simt. trebuie, știți, promovarea. Era ceva pus în apă, nu era de la lumină, era. Promovarea donării nu o poate face oricine. Eu am lucrat la un moment dat cu diverse echipe de. PR, care spuneau, vai, dar eu am făcut cele mai bune reclame de bere, vă cred. Dar e foarte diferit să convingi un om să cumpere o sticlă și să bea 450 de mililitri de bere și altceva să convingi Bagina un om să întindă mâna și să-i scoți sânge din el. Sunt legi diferite. Nu puteți folosi aceleași reguli. Deci trebuie o regulă diferită. Un anumit slogan merge și un anumit slogan nu merge. Eu În... sunt curios cum a, cum a funcționat campania din, din Anglia de care spuneați. Adică ceva a fost foarte eficient făcut a acolo. A fost foarte eficient, dar se bazau pe un simț civic al oamenilor. Au apăsat pe, petala, pe pedala care trebuie. L-am avut și este. noi la colectiv. L-am avut. Da, l-am avut. La 12 noaptea am primit un telefon de la băiatul meu. Băiatul meu are puțin lucru, 35 de ani și 46 de donări de sânge. Este foarte uh, pornit pe problema asta și, într-o vreme, a fost secretarul general al Federației Internaționale a uh, Organizatorilor de Donare. Este o. Federație, din care și România face parte. Facem parte din 2000, imediat după ce ne-am constituit, am cerut să fac parte și am fost primită. Am fost și eu unul dintre consilierii lor vreme de șase ani. Sunt uh, 70 de țări băgate în uh, această federație și Statele Unite. Uh, fiul meu, a fost secretarul uh, pentru șase ani în această federație. Este foarte pornit uh, pe promovarea donării. M-a sunat la 12 noaptea și mi-a zis, s-a întâmplat următorul lucru, asta, 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 asta. Uh, vorbește să se deschidă centru, eu am format un grup de 50 de oameni, mergem să donăm. Dic, măi, eu sunt... Uh, și s-a deschis centru la 12 noaptea? S-a deschis la 2 noaptea. noaptea. Cu presiuni, într-adevăr, pentru că... Eu nu sunt directoarea centrului. Adică a trebuit să dau niște telefoane. Că niște ture de noapte acolo. sau sunt, Există un serviciu care funcționează permanent. Este serviciu de expediție. Adică dacă vine o salvare noaptea, îi se dă sânge pentru spitalul cu tare, dacă sunt urgențe. Dar acum tu trebuia să iei niște asistente, niște să doctori să-i da, da, da. și să-i aduci uh -huh. în sala de recoltare. Chestie pentru care a trebuit să... Să nu ota și să sun și să dau telefoane și să spun mai. În o stare de urgență, este da. bine să avem inițiativă peste patru ore, uh, oricum vă sună ministerul și vă zice să deschideți. Deschideți de acum pentru că sunt 50 de oameni care așteaptă afară. Nu este bine să vină niște oameni dornici să doneze și să găsească la cătu pe ușă. Haideți să deschidem și au deschis? și A funcționat timp de 7 zile. Au fost niște cozi, numai la Revoluție am mai văzut așa ceva. Atunci au venit a venit o, o măicuță în, în haină de mănăstire și a zis: Vreau să donez, n-am voie să țin pușcă în mână, mi-interzice religia, dar am voie să donez. Deci, așa, o, un, un, o deschidere a fost în Da, nu-i puțin lucru. Păi, nu mă știu că am am asistat la un moment dat nevrând în oraș la un accident de mașină. Pur și simplu cineva a fost lovit și lovit destul de grav. Și am văzut de niciunde niște tineri care erau pe trecerea de pietoni care au ajutat, au acordat un prim ajutor foarte eficient și absolut imediat. Și cu, cu, cu toată blândețea și cu, 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 cu toată grija ca lucrurile să funcționeze ok, și am rămas puțin surprins, pentru că uh, locuiesc într-un oraș în care toată lumea este nevrotică. Locuiesc într-un oraș în care uh, oamenii au devenit foarte răi unii cu alții. În da, care da, în da, momentul în pe care, pe care pe ieși din da. casă, brusc te-ai transformat vrei, nu vrei într-un mitocam pentru că trebuie să te aperi, la un moment dat, de totul mai nervoși, unde e tras un pai foarte scurt dacă conduci o mașină și te uită Dumnezeu în, 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 în un buteiaș, da, și dintr-o dată vezi și această categorie de oameni. Care funcționează în o artă paradigmă, și care își orașul, și care uh, au un tip de respect pentru oamenii de aici, care au ce se numește și un tip de conștiința bucureștenismului. Trebuie să ai un, un, un tip de conștiință a cetății, indiferent că e bucurești sau uh, sunt George de pădure, nu știu. Ei trebuie să ai spirit, uh, spirit de cetate, în ultimă instanță. Să vrei să ajuți și să știi că tu și sângele tău salvează ceva. Mie mi se pare o însăși donarea de sânge este cu recompensa în ea, în însăși ideea că ai donat și ai salvat pe cineva. Deci, sincer, după ce am donat, eu acum am făcut o grămadă de operații, nu mai pot să donez. Dar pe vremea când puteam să donez, în ziua aia îmi era foarte bine. Mă simțeam așa, domnule, am făcut o chestie extraordinară. Nu, aș vorbiți cu unul care nu s-a dus niciodată să facă asta. Ce ca ce merge. Pentru că am băut-o pentru că, mereu rog, am avut scuze pentru care tatuaje și așa mai departe. Am avut toate aceste lucruri în cap. Le-am rezolvat, o să o fac, cred, anul ăsta. De vă două trei ori. merită. Uh, hai să mai citim un pic din, uh, din clientele astea pentru că aș vrea să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Zice așa, sfaturi predonare. Tensiune între 100 și 180. Adică cineva care are tensiune, o persoană normală are tensiune normală. Nu ai tensiunea foarte scăzută. Dacă știi că ai o tensiune mică, de regulă ai tensiune nouă, de exemplu, e bine să nu mergi să donezi sunt persoane care știu, sunt persoane care tot timpul au starea aia de spreleșină, așa. Dacă își măsoară... Știu, tine, mai ales la fete, la se întâmplă, partea Se feminină. întâmplă. Uh -huh. Deci e bine să te duci când te simți când ești sănătos, într-o perioadă sănătoasă. Trebuie să mănânci înainte de donare. Nu e ca la analize. Să te duci nemâncat. Ah, deci poți să-ți iei micul dejun. Nu că poți să-ți iei. Ești rugat să mănânci. Înainte de donare se mănâncă. Deci se mănâncă și mai ales trebuie să bei lichid. Să că ai bei lapte, de somn, că bei un suc, că bei apă, că bei ce vrei să bei, nu băuturi alcoolice, bineînțeles, dar ești rugat să mănânci și mai ales să te hidratezi, să te duci să fii acoperit din punct de vedere al mâncatului și al hidratării. Asta mai spus, să ai între 18 și 65 de ani și neapărat văd aici să ai peste 50 de kilograme. Peste 50 de kilograme. Este standardul mondial, ne-am aliniat. Nu suntem deosebiți față de Bulgaria, Ungaria, Cehia, Anglia sau Honolulu. Și să nu fumezi cu o oră sau o jumătate de oră Dacă înainte. se poate cu o oră înainte să nu fumezi, e perfect. Cafeaua e recomandabilă? Da, se poate bea cafea. Am zis. Nu, sfaturi post-donare, nu te ridica brusc, acordă câteva minute de repaus până a evita senzația de leșin. Da, asta da, cred că o știm da, cu toții. Da, brusc că Eu e o greșeală, am făcut-o și eu și m-am sprijinit după aia de prima bancă. Coordonam un grup de donator, când am donat eu prima dată, și m-am repezit, și eu cu grija că să-i duc pe aia și să-așa. Imediat ce mi-a scos acul din mână, am țâșnit în picioare și am ajuns până în hol când m-am sprijinit. Deci trebuie să te ridici în, în șezut și să mai stai puțin până ai numărat la 20, să respiri și după aia poți să mergi. În ziua respectivă nu e recomandat. Să pleci de acolo, să te duci la sală, de exemplu, să faci Evita exercițiile o ridicarea de greutăți în primele 5 ore după donare, consumă băuturi izotonice sau suc, dar evită băuturile ce conțin cafeină. Adică să nu bei șase nesuri după și consumă o masă bogată în proteine, fier, carne de vită, fica de porc, spanac, fasole, semințe de dovleac, fructe de mare. Orice, poți ori, să mănânci normal după. Cred că unul din cele mai interesante lucruri pe care le-am aflat eu, sunt de vorba acum, a fost această capacitate organismului de a-și rezolva într-o oră, cel puțin la nivel de, de, de cantitate. Cele 450 de mililitri pe care le donăm. Da. Este fantastic. Că, practic, tot ceea ce există ca lichid în organism intră în circuitul sanguin imediat după ce cei 450 de mililitri au plecat, restul lichidelor din organism intră în circuitul sanguin și îl înlocuiesc. Dar, din punct de vedere al calității, așa cum am spus, e nevoie de timp ca să se fabrice toate componentele din sânge. Și de așa, hrana pe care tu Așa am încât titol. nici donarea de plasmă nu e recomandată să se facă ca la balamuc de 82 de ori pe an, așa cum vrea domnul Vâlcov prin proiectul lui. Mai de zice așa Oamenii aici. ar ajunge pacienți pe patul de spital în 3 luni de zile dacă donează în ritmul ăsta. Am înțeles, pe banii. Îngrija în mm -hmm. serviciilor de sănătate române și pe banii noștri. Am să revin puțin uh, aici da. la, la, la donatul de sânge, pentru că aș vrea ca lumea care ne ascultă să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba. Și așa, importanța donării cu regularitate. Sângele este împrospătat, imunitatea organismului crește, iar riscul de paralizie și accident vascular se reduce cu 30%. Da, pentru că ai. Dacă înțelegeți de patru ori pe an, de patru ori pe an, practic, sângele se reface și ai, ai niște hematii noi. E ca un fel de duș pe care îl face organismul și își reînnoiește o parte din sistemul sanguin. Se reduce presiunea sângelui, deci oamenii care au tensiune, Sine. practic le, li se scade această... O să mă duc, eu am tensiune mare. De obicei. Da, așa funcționează, așa mi s-a spus că funcționez, nu că, în fine. Uh, rezistența organismului probabil de la cafea multă și mm -hmm. țigări. Uh, rezistența organismului la șocuri crește, de exemplu, în cazul unui accident, reacția organismului va ajuta pe medici. Uh, aceasta fiind deja obișnuit cu pierderea de sânge și înlocuirea lui. Da, foarte interesant asta. Riscul formării de cheaguri scade, sigur, ceea da. ce e cred că după biluat. vârstă este crucial să faci asta, sigur. da. Donând sânge, din 3 în 3 luni, organismul înlocuiește periodic masa de sânge, ceea ce previne îngroșarea acestuia. Și la fiecare 450 de mililitri de sânge donați, ajuns 3 oameni. Dacă faci acest lucru, da. odată... La 3 luni ajungi cel puțin 12 oameni într-un an da. peste, nu este. Pentru puțin că lucru. sângele este împărțit. Așa cum am spus, și așa cum uh, domnul Striblea a greșit, afirmând că se folosește sânge total, nu se mai folosește sânge total din 90. Deci sângele pleacă după ce este colectat în acea punguță, el pleacă și este împărțit. În masă trombocitară, masă eritrocitară, uh, plasmă. Și fiecare din produsele astea poate salva viața cuiva. Așa încât atunci când donezi o dată, practic ai ajutat trei oameni. Pentru că fiecare părticică din sângele tău s-a dus la un alt nefericit care zace pe patul de spital. E eritrocitele, masa eritrocitară, hematiile, globulele roșii se duc la cei care au anemii, leucemii de diverse forme trombocitele se duc la uh, cei care au tratamente cu citostatice, cancere și așa mai departe, uh, plasma se duce la arși, de exemplu. Uh, da, bănuiesc că a fost nevoie atunci. În zilele. A fost nevoie. da. Uh, mai citesc aici de pe pliant, găsesc niște date foarte interesante. O dată, date și curiozități, 25% dintre oameni vor avea nevoie de o transfuzie de sânge o dată în viață. Asta spune statistica. Da, așa este. O donare de sânge reprezintă celule roșii, trombocite și plasmă. O donare poate salva astfel trei vieți, asta am spus. 600 de persoane pot fi ajutate de-a lungul vieții unui donator recurent, ce își începe cariera de tânăr, ok? La două secunde un pacient are nevoie de sânge. Asta în România? Da, România. La două secunde? Da. da. Bine ziua, Păi gândiți-vă, hai să vă spun cererea de sânge din spitale. Deci, eu... Fundeniu cere cam 600 de unități. O unitate înseamnă o pungă de sânge. 600 de unități pe zi. Pe zi. Fundeniu este cel mai mare spital, cea mai mare cerere. Dar există Institutul de Oncologie, care și la cere. Dar există Spindalul Panduri, care și la cere. Dar există Spitalul Floreasca. Dar există încă 50 de spitale într-o zi bună, bună, plină, în Institutul, în Centrul de Transfuzie București, se recoltează, să zicem, 300 de unități de sânge. 300, nu mai mult. Mai se poate dona la Spitalul Floreasca, dar nici acolo nu se donează mai mult de 100 de unități. Și mai se donează la Fundeni, dar nici acolo nu se donează mai mult de 50 de unități. Se mai obțin Asta e și motivul pentru care eu văd foarte multe anunțuri pe Facebook. Eu am nevoie de sânge pentru păi, X sau este, Pentru că X. nu, lumea nu vine. Lumea nu vine la donare. Ar trebui deschise încă două sau trei centre în București și ar trebui ca aceste centre de sânge să aibă de ce să fie deschise. Adică lumea să meargă acolo și să doneze. Ar trebui Sub făcute unul. campanii în care să. Uh, uh, cum să vă spun? În care. Uh, uh, mass media să intervină așa cum trebuie, cu campanii ritmice, nu odată pe an de ziua donatorului. Da, trebuie o perioadă Deci trebuie acela. făcute ritmic, pentru că mesajul spus astăzi este uitat mâine. Îl spui și astăzi, îl spui și peste două săptămâni, îl ilustrezi, faci filme. Am văzut un film american, de exemplu, care nu era un film de... Promovarea donării era, nu știu, o chestie romanțioasă cu ei doi să întâlnesc, să cunosc și într-o zi el vine și îi spune ei, am o surpriză pentru tine și ea zice, ce face, mergem la teatru, mergem în excursie, nu-ți spun unde merge și se duc la centru de donare, se duc la centru de donare, în film era ca o pecetluire a a relației lor, pentru că au Good făcut karma. împreună un act umanitar. Mm -hmm. E ca și când s-ar fi dus împreună să înfieze un cățel sau să facă o altă chestie foarte umană, foarte de ajutor, de. Și nu era un film de promovare a donării, dar la ei vine natural. Cred că s în conștiința publică, da. Este în conștiința asta. publică. Mm -hmm. Asta mă muncesc să fac de uh, ani și ani de zile mai citesc aici la asta e statistică din 2014 unde sub 1% din România au donat sânge. Asta e adevărul. Asta e adevărul, vă spun eu, 1,7 este ceea ce spunem noi așa de rușine, dar nu este statistica reală. De mai ziua, variază ea, dar ce să vă zic? Într-o zi cu caniculă, da, în iulie e gol acolo, odată că lumea pleacă din București în concediu și odată că e prea cald. Îți leșină pe stradă înainte să ajungă la donare, nici nu mai ai ce să faci. Într-o zi în care e ger și viscol, iarăși nu vin la donare. Într-o zi normală vin puțini. Într-o zi normală vin puțini. Și aici, aici este vorba și de îngustimea de vederi a celor care sunt în funcții de conducere de la diverse companii, de la diverse organisme celebră problemă cine are probleme la nivelul ăsta se duce în Austria cunoște. nu știu dacă se duce în Austria și nu are, nu este cetățean austriac nu o să-i să-i facă transfuzie acolo decât dacă plătește foarte scump o operație zicem uh, uh, spuneți vreau să vă zic că cu ceva ani în urmă banca Italo română a venit la noi și a zis, la noi în Italia, la ei în Italia există această idee de donare. Am vrea să facem cu angajații băncii o donare. Vine cineva de la dumneavoastră să, vor, să le vorbească despre ei imediat, am zis sigur că da vin. Cum facem? Păi știți, politica a băncii zice să nu dureze mai mult de un sfert de oră spiciu. Și noi ne-am gândit așa. Erau o mie de angajați, ai băncii pe 10 etaje, câte 100 pe fiecare etaj. Și au zis, domnule, în, sunt două birouri, pe stânga și pe dreapta, la fiecare etaj. Dumneavoastră veniți în mijloc, în holul dintre cele două birouri, ei ies 15 minute din birouri în holul respectiv și aveți un speech de 15 minute în care le spuneți esența că e nevoie de sânge, de ce e nevoie de sânge, cât sânge se consumă, care e cererea, care, cât din cerere se poate acoperi și de ce e nevoie ca oamenii să doneze sânge. Am făcut chestia asta de 10 ori. La 10 etaje am ținut spiciul ăsta, eu pot să țin un spici de 3 ore sau un spici de 10 minute, în care să spun esențialul. Deci ori pot să-ți fac rochie de seară sau pot să-ți fac costum de baie, ce-mi ceri. Mă pliez, 500 de angajați au donat și au devenit donatori recurenți. recurenți. 500. Și ăia care n-au donat n-au donat că n-au putut, orică aveau o boală, orică aveau o problemă, dar restul toți care au auzit mesajul spus de la gură la ureche, cum zice francezul de bușa lor este cel mai convingător. M-am dus la BRD că aveam un BRD mare, mare, chiar în piața Victoriei. Domnule, lăsați-ne să aveți 8.000 de angajați în BRD și donează 80. Lăsați-mă să țin un speech. Mă duc, uite așa, nu, 15 minute. A, nu, politica băncii nu ne dă voie. A, faceți un pliant, faceți ceva. Continuă să doneze 80 de la BRD. Da? O să vreau să tragem niște concluzii, dar nu înainte de a mai citi o chestie foarte interesantă pe care am găsit-o aici pe pliant. Grupele sanguine raportate la populația României. Da, e sunt diferite. Asta Cață mi se pare de foarte alte interesant. Da. Pentru că la noi avem uh, AB minus da, da. 1%, foarte rar. B 2%, uh, AB plus 3%, A minus 7%, adică A negativ. A negativ, corect. Așa. Nu sunt despecializat. Da. Așa, 0 negativ, așa, 8%, da. B pozitiv, B, da. pozitiv da. 9%, A pozitiv, 33%. Deci ăsta ar fi... A, și 0 și, uh, pozitiv, da. 37%. asta ar fi da. cel mai mare. Da, 0 pozitiv e grupa cea mai... Uh mare, cu cea mai mare pondere și AB4 negativ e grupa cea mai rară. Dacă îmi spuneți de un AB4 negativ, simt tapă în gură, mi-o poftă, <gântu> vampir fiind imediat. Am înțeles, Ia. dar care este de unde particularitatea asta sau cu, cu ce suntem noi diferiți față de bulgari la această statistică nu, sau de unguri de sau de englezi? suntem foarte diferiți, dar suntem foarte diferiți de exemplu față de indonezieni care au foarte puțin zero. Grupa foarte puțin zero, foarte mult B. Uh -huh. Grupele normal că o persoană care are B și care întâlnește o altă persoană cu B, fac un copil care are B sau cel mult are AB. Poate să aibă un AB. Eu, eu Dar înțeles, trebuie posibil. să aibă grupa B. Așa că normal că populația aia va fi predominant cu B. În Asia există B mult, 0 puțin. În Africa există zero, cât vrem. Se pare că grupa 0... Cam din Africa au venit uh -huh. până așa. În rest, cam în Europa suntem cam pe aceeași linie cu celelalte țări. Nu Am e înțeles, deci asta ar fi în mare, mare o constantă da. europeană. Da, uh -huh. da. Foarte interesant. Da, eu având B3, părinții meu B3, am da. și eu B3. De unde legenda asta că e grupa de bețivi? Ca s-au amuzat mereu. De, sunt mituri. Astea de, ce sunt. grupă Ai B3? A, de bețivi. Nu, Stai nu. Este, este un mit. E, băiatul meu are B și dacă bea o bere odată la un meci, o uită jumate nebăută acolo. Deci are 46 de donări. Deci nu are nicio legătură. Grupa cu. Practic, cu. Uh, dar noi nu știm de unde Dumnezeu a fi pornit asta. Că De undeva au fi pornit. E amuzant, atât, atât. Populația de bețive a României este destul de mare. Se poate întâmpla, având în vedere că grupa B este destul de răspândită, să fie mulți care să aibă B, dar nu are nicio legătură cu, cu grupa în sine. N-are nicio Am înțeles. Nu. Gura lumii, dăm vina pe gura lumii. gura lumii. Bun, hai să tragem o concluzie. Da. Give blood. Asta este concluzia. Mergeți și donați. Gândiți-vă că uh, este cineva în spital care stă și așteaptă o pungă ca să poată să facă o operație, ca să poată să plece acasă. Gândiți-vă că vi se poate întâmpla să vă pocnească o mașină pe trecerea de pietoni și să aveți nevoie de sânge chiar dumneavoastră. Gândiți-vă că cineva apropiat dumneavoastră poate să pățească ceva și puteți fi în situația de a trimite Apeluri disperate pe rețele de socializare sau la prieteni să cereți sânge. Și aș vrea să mai recitesc, dar uită că nu mai găsesc acum. Uh, unde este sănătos pentru organism? Pentru că am vorbit e, e, mai devreme, uh, poate alții au deschis radiourile mai târziu, o să spunem următorul lucru dacă ți se oferă bani sistemul de recompensă financiar nu este cel mai sănătos pentru că atunci oamenii pentru banii aia sunt predispuși să mintă da, la, la uh, interviu cu doctorul să doneze da. sânge uh, care nu este acoperind tocmai acoperind faptul că au niște boli da. așa, iar sângele la poate să ajungă la diferiți oameni, inclusiv bebeluși da. și poate să îi omoare da deci okay. ideea Este Este total că inconștient să facem dacă asta. suntem sănătoși, să fim conștienți de um, marele dar pe care îl avem de a fi sănătoși. Este un, este un dar să fi sănătos. Este o, un lucru extraordinar, o bogăție de care nu suntem conștienți. Cei care suntem sănătoși. Și putem, din acest dar al nostru, putem să dăm pentru că nu rămânem mai săraci. Este ca o tavă de prăjituri din care ai dat și ea practic se umple la loc. Veniți cum dumneavoastră cu altruismul, tava, da. eu vin da, da, da. cu pragmaticul. Pragmaticul spune așa, mai repet o dată, sângele este împrospătat, dacă îl donezi, uh, imunitatea organismului crește, iar riscul de paralizie și accident vascular se reduc cu 30%, mai ales dacă sunteți fumători. Insist eu. Și ai un control al sângelui gratuit pe care îl faci cu ocazia fiecarei donări. Riscul formării de cheaguri scade, donând sânge din 3 în 3 luni, organismul înlocuiește periodic masa de sânge, ceea ce previne îngroșarea acestuia, mai ales după da. vârsta și după o alimentație bazată pe cât multe grăsimi. Rezistența organismului la șocuri crește, de exemplu în cazul unui accident, reacția organismului va ajuta pe medici, acesta fiind deja obișnuit cu pierderea sângelui și înlocuirea lui și la fiecare pat, aici venit cu altruismul, la fiecare 450 de mililitri donat, ajuns 3 oameni. Dacă faci lucrul ăsta o dată la 3 luni, ajungi cel puțin 12 oameni într-un an. Este gut karma pentru cine Dumnezeu mai crede în așa ceva. Cred că ar fi sănătos Am să funcționeze. Este foarte drăguță. Un donator din Australia a fost recompensat de o firmă de vinuri cu atâția litri de vin roșu, erau clădiți într-o mică piramidă în spatele lui, câți litri de uh, sânge donase la viața lui. Acea firmă de vinuri i-a făcut cadou vinul, mitul cristianic al înlocuirii sângelui cu vin, cum zice Iisus Hristos, peț, acesta este sângele meu, da? Iată, primul donator a fost Iisus Hristos, care și-a dat tot sângele pentru noi, nu? Pe cruce, cum se spune. Este primul donator cunoscut din istorie. Dar pe ideea cristianică de transformare a sângelui în vin, acea firmă de vinuri a oferit acelui donator atâția litri de vin, erau clădiți în cutii, așa în spatele lui și el fotografiat foarte mândru în fața piramidei, câți litri de sânge donase. A fost foarte frumos. Pe unul pe care stați acum dumneavoastră, a stat un prieten, care este specialist în vinuri și care mi-a explicat că România la nivel de podgori, dar și la nivel de curte, da? mica gospodărie omului, produce enorm de mult vin. Dintre care cam 40, cred că îmi sună telefonul, dar Cam, cam jumate se duce, se îmbuteliază, cealaltă jumate nici nu se știe ce cu ea. Dar din această jumătate, îmbuteliată, se exportă, cred, un maxim de 12% și restul cam rămâne pe piață. Deci avem atât vin mm -hmm. încât putem să-l dăm care recompensă pe bonurile valorice, cred că ar fi cel mai sănătos lucru care s-ar putea Ei, întâmpla. Nu, ce ar trebui să meargă la hrană, să spune, nu la băutură, că știți cum e, pe urmă la zice, da, de ce vin și nu că nu? Și practic încurajăm o societate de bețiv, nu o societate de donatori. De asta am, am zis despre, și eu să funcționez da. ca un virus și A, să așa. mă mulez mai bine pe organism, da? da am... înțeles. Vrei un vin bun? Da. <laughs> Trebuie și donează niște sânge și, și e win-win da. cumva, da. Ok, mulțumesc mult că ați venit. Give plat. Give sânge. Donați... Uh, hai să mai spunem o dată uh, numele site-ului. Uh, site-ul este www.doneazasange.ro Găsibil și pe Găsibil Facebook. Găsibil și pe Facebook. Uh, este și pe Facebook cu același uh, sub același titlu. Căutați, găsiți site-ul, aveți absolut toate informațiile și o mare parte din activitățile fundației care funcționează din 2000. Uh, și uh, neapărat un subscribe la canalul YouTube 13 TV. Uh, Înregistrarea o să rămână acolo și o să rămână uh, mult timp. Adică lumea care o să vrea să știe cât mai multe despre importanța donatului uh, sângelui, o să găsesc acolo toate e, informațiile. Toate este și un clopoțel, dați click pe el, așa ne obligă, ne obligă, ne recomandă YouTube-ul, mm. minunea tehnicii moderne Mulțumesc mult că ați venit! Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate. 对吧？Bueno.